Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Bună dimineața, mă bucur să vă regăsesc. Invitatul zilei este jurnalistul Luca Niculescu, redactor șef aici la RFI. Luca, am făcut o emisiune identică împreună în limba franceză, încercând să explicăm momentul electoral prin care trece România cu toate implicațiile lui, și aș dori să facem acum aceeași emisiune în română ca să știm cât de cât exact ce se va întâmpla duminică 16 noiembrie. Prima constatare nu o fac eu, o făcut-o românii care au votat. Există o diferență de 10% la ora actuală între Victor Ponta și Klaus Iohannis. Victor Ponta spune că meciul reîncepe de la 0-0, dar sociologul Vasile Dâncu, care este și fost senator PSD, nu este exact de aceeași părere. Sigur, Klaus Iohannis poate se lupte în primul rând pentru electoratul de dreapta. Trebuie să convingă, chiar dacă nu o face personal, nu o face organizațional, ca să spunem așa. El nu face alianțe de față, dar dincolo de asta trebuie să transmită mesaje către electoratul de dreapta. Dacă și-ar putea aduce electoratul de dreapta, respectiv electoratul Monicăi Macovei și a Irenei Udrea, atunci ar ajunge pe la 40%, presupunând că toți ar vota cu domnia sa. De-abia ar reuși să egalizeze competiția cu Victor Ponta. Sigur că se poate miza pe mobilizarea celor care nu au fost în primul tur la vot și merg în al doilea tur doar. După calculele noastre, prin studiile pe care le-am făcut în 2009, putem calcula la peste 1 milion cei care au mers în plus în turul al doilea. E adevărat, s-au distribuit aproape egal între Traian Băsescu și Mircea Joană, dar a fost aproape 1 milion, o resursă foarte importantă. Cred că Klaus Iohannis a trebuit să dea drumul la comunicare, pentru că nu are alte tipuri de resurse, și să caute spre acest electorat, să trimită mesaje spre un electorat care nu a fost angajat, nu a fost motivat în primul tur. Este singura șansă, cred, pentru a putea să se apropie și să aibă o șansă de a câștiga turul al doilea. Vă citeam blogul Vasile Dâncu, spuneați că ei promit, și vă citez aici, dar candidatul trebuie să știe că nimeni nu are în proprietate electoratul care l-a votat, și mai spuneați dumneavoastră că noi aliați nu-ți pot aduce electoratul ca pe o turmă. Ce ar trebui să facă în plus ambii candidați până la urmă, atât Victor Ponta cât și Klaus Iohannis, ca să-și maximizeze scorul, dacă nu măcar să-și securizeze procentele obținute? De vorba aici de faptul că o alianță, din calculele noastre de sociologie electorală, îți poate aduce maximum jumătate dintre cei care l-au votat în primul tur pe un candidat care a pierdut. De acolo încolo trebuie să te descurci singur, și cred că este foarte important să trimiți exact mesajele pe care și le doresc acești oameni. Să vezi bine programul candidat pentru care au votat, să priei prin triangulație, cum spunem noi în sociologia politică și marketingul politic, o serie de teme și să le aduci înspre tine, să te adresezi direct. Numai așa poți să iei o mare parte din electorat. Altfel este o iluzie pe care, din păcate, toți politicienii o împărtășesc, că cineva vine și îți dă voturile lui. Nimeni nu-ți poate da voturile lui, pentru că oamenii sunt inteligenți astăzi și au multe surse de informare și, de asemenea, au capacitatea de a se desprinde foarte repede și mai ales au un efect al democrației de astăzi este tocmai volatilitatea votului. În România apare ceea ce americanii numesc o nevroză electorală. După ce oamenii au votat un candidat care a pierdut, trec foarte, sau care a câștigat chiar, trec la alegerile viitoare la un candidat care era data trecută adversarul lor cel mai important. Deci la volatilitatea asta electorală trebuie să răspund printr-o comunicare adecvată pe temele publicului respectiv. Sociologul Vasile Dâncu la microfonul Anca Inăstase. Luca Niculescu, te-aș ruga să ne faci un tablou al forțelor aflate pe câmpul de luptă electoral. Într-un fel e mai simplu și în altul e mai complicat decât acum 2 săptămâni. E mai simplu pentru că ai 2 candidați, înainte erau 14, și în teorie, nu e așa, dar doar în teorie, meciul începe de la 0-0. Nu, citat din Victor Ponta. Da, nu, el începe de la Victor 10-0. Ponta, da, de la 10-0 dacă suntem la handbal, de la 1-0 dacă suntem la fotbal, pentru că Victor Ponta a arătat că a strâns mai multe voturi decât Klaus Iohannis. Echipa lui s-a mișcat mai bine, nu, ca să folosesc tot jargonul fotbalistic, și Klaus Iohannis are de recuperat. Trebuie să convingă mai mulți oameni să vină și să îl voteze. Am văzut că toată săptămâna au existat dialoguri între
cei care au pierdut și cei doi care au rămas în finală. Victor Ponta a încercat să ia din toate părțile, adică nu l-a deranjat o alianță indirectă prin un EPR cu Partidul România Mare, cu Corneliu Vadim Tudor, de fapt, iar... Corneliu Vadim Tudor a mai fost la putere cu socialdemocrații. Ideile lui au rămas cam aceleași. Din fericire, puterea lui politică e mult mai mică acum. Dar niciodată până acum PSD-ul nu, sau PDSR-ul sau socialdemocrații sau socialiștii, cum vrei să le spunem, nu au încercat să facă totuși un ecart atât de mare, un spagat atât de, între să încerce să ia și pe cei de la UDMR și pe cei... Toată lumea ia tot, și Klaus Iohannis a luat doi candidați care nu sunt chiar de centru, și mă refer la cei care reprezintă minoritatea maghiară. La Laszlo Tökes și la Zsolt Szilágyi, care sunt cei mai radicali din comunitatea maghiară, dar care au venit ei, nu a existat vreun deal, vreo înțelegere între cei doi și Klaus Iohannis. Dar i-a luat. Nu i-a luat, adică cei doi au spus... nu i-a respins. Nu i-a respins, pentru că nu respins. Păi, deci asta spun, toată lumea ia tot aici. Și nu, după părerea mea, nu este neapărat mișcarea cea mai dibace din punctul acesta de vedere, pentru că cei doi pot avea efectul de sperieciori, cum se spune în franceză, asupra unui electorat românesc care numai dă autonomie până asta, Transilvania. Asta, într-adevăr, este la un moment dat Klaus Iohannis va trebui să aibă ceva de spus în legătură cu asta, pentru că va fi una dintre temele de atac ale candidatului Victor Ponta. Va spune Klaus Iohannis este cu Laszlo Tökes și cu Zsolt Szilágyi, care sunt antiromâni, deci Klaus Iohannis va trebui să spună ce susține din ce îi spun, din tezele acestora, și ce nu susține. Deci sprijinul lor pentru Klaus Iohannis ar putea să fie mai mult un cadou otrăvit, dar voci pentru Victor Ponta, pe care el nu l-a căutat, atenție, el nu l-a căutat. Delimitat. Deci aici mă refer strict și la simțul politic elementar și la cei care îl consiliază în campanie. Deci, repet, acest sprijin sunt voturi clare în favoarea contracandidatului său. Este, pe de o parte, destul de greu să te delimitezi de doi oameni care fac parte din aceeași familie politică precum a ta, Laszlo Tökes, și este în Parlamentul European pe listele Fidesz, e adevărat, cel mai radical dintre partidele din grupul popular, dar este acolo. Deci va fi într-adevăr o echilibristică greu de făcut, și Klaus Iohannis a arătat până acum că reacționează mai lent, adică am văzut cât de greu i-a fost să redemareze, să reînceapă după primul tur. În prima zi parcă n-a spus nimic. Gurile rele spun că nici n-a început încă. Gurilele, nu neapărat, că fac puțină ironie ca de obicei, dar Vasile Dâncu vorbea din aur și el de o accelerare, de o necesitate a accelerării campaniei și a unei ieșiri la rampă în termen. Am văzut că a dat un interviu la Digi24 în care a fost mult mai dinamic și mult mai alert decât este de obicei. Am văzut că... Dar își forțează natura, se simte asta. Am văzut că a început să meargă prin zone în care nu mai fusese până acum. A fost la Galați, la fostul combinat Sidex, deci este mai prezent în zone în care nu era, dar nu are ce să facă acest... Nu, și după intonație te auzeam la Galați, ai impresia că s-a dus în străinătate, după cum, deci e normal, încă o dată, deci nu e nimic anormal din chestia asta. E normal. Ideea este unde găsește cei 10% care deocamdată îi lipsesc ca să ajungă la 0-0. Este deocamdată, deci e vorba despre alegătorii care vin de la Monica Macovei, cei care ar putea să vină de la Elena Udrea, o parte dintre alegătorii lui Călin Popescu-Tăriceanu, care nu-l vor vota automat pe Victor Ponta, și în felul acesta poți să spui că ajunge la 0-0. Problema e că el trebuie să câștige. Exact. Sigur vor mai fi alegătorii din străinătate, cât de mulți vor fi, reprezintă și ei 4-5%. O să vorbim și despre asta. La sută, dar
mai important este că el trebuie să facă pasul să treacă dincolo, deci să se adreseze oamenilor care n-au ieșit la vot, să-i motiveze. Acei oameni n-au ieșit la vot când situația era mai, când aveau mai mult pentru ce să iasă, când se puteau identifica mai mult cu unul dintre cei 14 candidați despre care vorbeam. De ce să iasă acum la vot când este vorba despre un candidat cu care nu se identifică neapărat, cum o puteau face cu Monica Macovei sau cu Mereșcanu sau cum mai știu eu cine. Deci este o sarcină foarte grea din partea lui. Rapid, și Victor Ponta mai are de luat 10% plus 1, unde îi găsești? Am văzut că Victor Ponta, cel puțin pe hârtie, stă bine, nu a făcut alianțele cu Mereșcanu, cu Tăricianu, pe care ar putea să-l numească chiar prim-ministru, Dan Diaconescu. Dar matematic vorbind, nu e la 51% sau la 50,1%. Nu este, dar după cum spunea și Vasile Dâncuș, după cum știm și noi, voturile acestea nu sunt, mai ales într-o țară ca România, nu sunt bătute în cuie și nu-și ascultă neapărat, din potrivă, s-ar putea să fie chiar o respingere din partea celor care au votat un candidat, dacă acel candidat le spune de acum înainte votați-l pe Victor Ponta. Ei s-ar putea să nu iasă la vot. Totuși, încă o dată, pe hârtie, Victor Ponta stă mai bine decât Klaus Iohannis. Sondajele, nu există niciun sondaj până acum care să-l fi dat câștigător pe Klaus Iohannis. Mai avem o săptămână, se întâmplă multe în această săptămână, s-a văzut și în 2004, s-a văzut și în 2009, dar niciodată diferența dintre cei doi în primul tur n-a fost atât de mare, cu excepția candidaturilor lui Ion Iliescu de la începutul anilor 90, și niciodată dreapta n-a avut un candidat de, nu știu să-i spunem, atât de atipic față de cum se poartă campaniile electorale în România. Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Cu Luca Licurescu, redactor șef RFI. Luca, am fost prin țară zilele astea și argumentul care îl aud din partea partizanilor lui Klaus Iohannis, clar, tineri cultivați, dinamici, regretând și temându-se, o să vorbim și despre asta, de o eventuală victorie a PSD-ului, toți spun același lucru, că sunt la Cluj, că sunt la Timișoara, că sunt la București, da, să facem aminte, acum 10 ani, Adrian Năstase și Traian Băsescu. Problema este, după părerea mea, mă contrazici dacă ai altă opinie, bineînțeles, Victor Ponta nu e Adrian Năstase și Klaus Iohannis nu este cu siguranță Traian Băsescu. Într-adevăr, Adrian Năstase fusese la putere timp de 4 ani, avusese o guvernare reușită, o guvernare performantă, România registra creștere economică, adusese România NATO și se pregătea să încheie acordul de negociere cu Uniunea Europeană. Pe de altă parte, existau mari semne de întrebare care s-au și concretizat apoi în semne de exclamare privind corupția din timpul mandatului său și lucruri pe care noi le simțeam foarte clar ca jurnaliști, libertatea de exprimare, adică îngrădită. Adrian Năstase avea o problemă cu cei care, o problemă mare cu cei care îl criticau. A câștigat alegerile în primul tur de scrutin, era o diferență de 8 puncte între el și Traian Băsescu. Traian Băsescu, outsider atunci, cum a fost și la primăria Bucureștiului, cum a fost și la alegerile din 2004, când să ne amintim că îl înlocuise pe Teodor Stolojan. Dragă Stolo, lacrim și a câștigat totuși alegerile pe fondul, atenție Nicola, și ne amintim foarte bine, pe fondul greșelilor comise de PSD, pentru că asta se întâmplă deseori în politica românească, nu câștigi grație calităților pe care le ai, ci din cauza erorilor pe care le face adversarul tău. Și mai era ceva, Luca, dacă îmi permiți să adaug, Traian Băsescu a beneficiat și de un elan, cu siguranță, de o dinamică electorală pozitivă pe care nu o simțim astăzi la Klaus Iohannis. Da, nu o simțim, mai ales că, după cum spuneai, Klaus Iohannis nu e Traian Băsescu. Traian Băsescu este omul care reușea să aibă discursuri bune, clare, pe teme puternice, vorbea despre țepele din Piața Victoriei, când vorbea el despre corupție, era credibil în 2004. Klaus Iohannis, când vorbește despre justiție după ce, sau cu puțin înainte să aibă discuția cu Monica Macovei, parcă nu pare însuflețit de această temă. Și Victor Ponta încă nu,
chiar dacă sigur cei care fac campanie pentru Klaus Iohannis încearcă să lipească imaginea lui de Adrian Năstase, este produsul lui Adrian Năstase, Victor Ponta nu stârnește acele sentimente pe care le trezea Adrian Năstase. Erau mulți care îl detestau pe Adrian Năstase, nu sunt mulți care îl detestă pe Victor Ponta, chiar dacă le este antipatic, dar el are un fel de a răspunde la atacuri, de a face unele glumițe care fac deocamdată din el un personaj greu de urât. Și încă o precizare, PSD-ul de data asta, în această campanie, nu a prea făcut greșeli, ca să nu zic nu a prea greșit deloc. Nu, până acum nu a făcut până la ora la care vorbim, bineînțeles. Greșeli, au fost câteva, dar nu, vorbim de greșeli, nu au fost greșeli majore. Deși această dorință a lui de a avea și PRM-ul și UDMR-ul s-ar putea să-l coste puțin, nu-mi dau seama, dar greșeala lui Adrian Năstase de acum 10 ani a fost că a vrut să se rupă de PRM complet, s-a dus către UDMR și atunci dar Vadim nu mai e același. Încă o dată, Vadim nu mai e același. PSD-ul care, într-adevăr, s-a mișcat bine până acum, se din pare că au învățat... comunicare și campania electorală, da, asta mă refer. Da, au învățat din greșelile din 2004 și 2009. Mai e ceva, schițase și atinsese și puțin subiectul și e foarte interesant, mai ales când ai și o experiență occidentală, spectrul ăsta, frica asta absolută a PSD-ului care ți se scoate în față de câte ori discuți politică cu anumiți oameni, frica absolută, deci PSD-ul este încă partidul comunist, așa ți se vinde uneori între ghilimele, frica de reîntoarcere la comunism după 25 de ani, ce-i fantasm, care-i realitatea, e posibil așa ceva, te întreb retoric, pentru că după părerea mea, emoția este mult mai mare decât rațiunea în genul ăsta de analiză, dar da, care există și l-auzi foarte des. L-auzi foarte des, dar l-auzi, Nicola, mai ales în mediile românilor care locuiesc în străinătate. Nu, și aici România e vehiculat. Ce facem? Șoferii de taxi. Ce facem? Votăm Ponta, ne întoarcem la Ceaușescu. Stai, domnule, puțin, că... Victor Ponta nu este Nicolae care Ceaușescu. Nu place cu domnul. Dar... Deci cum îți explici că 25 de ani încă PSD-ul reprezintă spaima asta supremă și returul, reîntoarcerea la o memorie care cu siguranță românii nu trebuie să o piardă, 25 de ani după trecerea comunismului înseamnă ieri, da? Deci nu trebuie să uităm această perioadă, după cum nemții nu au uitat nici astăzi nazismul. Este continuatorul, este partidul, nu? Care a venit, care s-a născut pe ruinele Partidului Comunist, dar să fim sinceri. De ce pe ruinele din ațâștii din Partidul Comunist? Să fim sinceri, toate partidele vin de acolo, nu? Exact, sunt foarte exact puțin, că nu era niciun alt partid. Și nu există un partid care să nu fi fost infiltrat, ca să folosesc acest cuvânt foarte la modă, de oameni care au fost în Partidul Comunist, până la urmă și Partidul Democrat Liberal, care acum este de dreapta, până acum 7-8 ani era de stânga și vine și el din același FSN în care fusese și Ion Iliescu. Liviu Dragnea, care este acum numărul 2 în Partidul Social Democrat, a fost multă vreme în Partidul Democrat Liberal. Deci, cred că facem această... Sunt oameni care fac această diferențiere acest pentru amalgam, că... Dar acest amalgam, da, spune. Deci, îl explici foarte bine și... Și e mai simplu să pui etichete, e lucru cel mai simplu în România, să spui că PSD-ul e negru și alții sunt albi, așa cum propaganda PSD face același lucru, adică l-au făcut pe Iohannis într-un hal de parcă ar fi, am auzit epitete la adresa lui pe care le auzisem numai la adresa lui Traian Băsescu, oricum s-a degradat extrem de mult discursul politic, cât de departe suntem până la urmă de dialogurile pe care le aveau în 96 Ion Iliescu și Emil Constantinescu. Deci, ca să rezumăm și să tranșăm și să putem băga un jingle și să abordăm o altă temă după aia, o reîntoarcere la comunism este o aberație în ziua de azi? Este o aberație, este imposibil, au trecut 25 de ani, nu mai există comunism mai pe nicăieri, deci s-ar putea să fie, să nu fie niciodată democrația pe care o vedem în vest, dar în niciun caz nu va fi comunism ca înainte de 89. Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Cu Luca Niculescu, redactor șef la RFI. Luca Niculescu, care era aici și acum 10 ani,
și a asistat la una dintre polemicile majore ale scrutinului prezidențial, votul din străinătate și atunci de fiecare dată de altfel. Luca, acuzații de fraudă, de provocări, ore întregi de coadă în toată Europa și, încă o dată, o pată neagră pe imaginea României. Nu știu despre ce ar trebui să vorbim, pentru că trebuie să alegem epitetul: incompetență, control excesiv, manipulare, frică, prostie. Aș spune că este un amestec de incompetență, de meschinărie și poate de reavoință, credință. Frumos, hai să detaliem, că nu am gândit nici la meschinărie, deși este din belșug, și mai sunt și alte epitete, dar care decența și postul de radio la care suntem nu îmi permit să le folosesc. Cred că important este rezultatul, adică nu știu dacă vom remedia cauzele, dar rezultatul a fost catastrofal pentru, și este aproape amuzant, dacă n-ar fi trist, să vezi că totuși a existat un candidat care și-a făcut temă de campanie din mândria de a fi român, iar românii cu care ar trebui să ne mândrim au fost umiliți acolo. Nu-mi dau seama cât timp le va trece până își vor pansa această rană, dar în momentul de față efectul este catastrofal pentru imaginea României. Sunt mii de oameni care n-au putut să voteze, mii de oameni care se vor întoarce în comunitățile lor din străinătate și vor spune: uitați cum a umilit pe mine statul căruia îi aparțin. Țara mea, de fapt. Singurul contact pe care îl au ei pentru un an de zile, pentru doi ani de zile cu țara lor, cu România, este această vizită la ambasadă. Ce amintire păstrează acești oameni este înfiorător. Având în vedere secolul în care ne aflăm, nu putem să nu ne întrebăm de ce Dumnezeu nu a fost adoptată de mult soluția votului electronic, combinată acolo unde nu se poate cu cea votului prin corespondență. În Estonia, de pildă, se votează așa de 10 ani de zile și asta este normalitatea. În România, însă, potrivit materialului realizat de Eliza Frâncu, așa ceva nu se poate și sau nu se vrea, în ciuda discursului oficial. Toate partidele care au fost ori sunt la putere susțin că sprijină ideea. Klaus Iohannis, de pildă, spune că PNL a propus introducerea votului prin corespondență și că PSD s-a opus pentru că s-a temut. V-am amintit, noi am prevăzut așa ceva și am venit cu o inițiativă legislativă pentru votul prin corespondență, dar se pare că PSD-ul s-a temut. Vă dați seama, dacă toți românii ar fi votat, i-am fi rupt din primul tur. Ioan Oltean, de la PDL, spune că guvernul Boc nu a reușit să treacă legea pentru că s-a opus UDMR. N-am reușit, deși a fost obiectivul guvernului Boc, pentru că n-am avut o majoritate UDMR. N-a susținut la vremea respectivă votul prin corespondență. Opoziția vremii a respins cu vehemență această măsură și inițiativa noastră legislativă și am rămas în imposibilitatea practică de a dezvolta acest proiect. PSD ar sprijini și el ideea, sau cel puțin asta susține europarlamentarul PSD Cătălin Ivan. Și nu e vorba în cazul acestui proiect doar de voință politică, subliniază social-democratul. Poziția PSD-ului este și a fost dintotdeauna că trebuie să asigurăm posibilitatea tuturor românilor de a vota, inclusiv celor care trăiesc în comunități în afara țării. Dar nu putem să facem lucrul ăsta oricum. E foarte importantă și siguranța votului. Este foarte important să ne asigurăm că votul lor nu este furat sau fraudat sau pleacă, dacă ziceți de votul prin corespondență, pleacă cumva de la ei și pe parcurs se transformă în alt vot. Vom găsi o variantă până la urmă. Nu este vorba doar de voință politică, pentru că noi toți politicienii putem cădea de acord asupra unui proiect, dar sunt alte instituții ale statului care trebuie să reglementeze din punct de vedere tehnic tot procesul. Bănuiesc, fără să fiu un specialist, STS-ul, SIE, alte instituții, biroul electoral central, tehnic nu ne mai putem pronunța doar noi politicienii. Luca Niculescu, care este marea dificultate de fapt a schimbării sistemului de vot pentru o populație de circa 3 milioane de români care trăiesc peste hotar? Foarte sincer, este o mare lipsă de voință și atunci când există voință din partea câte unui ministru, se întâmplă ceva care îl blochează. Această poveste a votului prin corespondență există... Sau electronic, să nu uităm sau electronic. Suntem există, în secolul 21. Există din 2003. Nicola s-a votat electronic în 2008.
2001, cred, sau nu, în 2003 s-a votat electronic, când a fost referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și mai știe cineva? Serios, s-a votat acum în Afganistan. Soldații români din Afganistan, în soldații români din Afganistan au votat electronic. Acum 11 ani s-a votat deci electronic. Se putea în Afganistan. Acum nu se mai poate vota electronic. Acum, ce să spunem, întotdeauna stânga nu va fi foarte fericită cu votul, un vot masiv al românilor din străinătate, pentru că ei, după cum se vede, votează cu dreapta, oricine ar fi candidatul întotdeauna de dreapta, și da? De mult. Mai puțin în Republica Moldova, unde am văzut ce s-a întâmplat la primul tur. Pe de altă parte, dreapta a fost la putere atâta vreme și nu a reușit să adopte un proiect de lege, deși a existat unul al lui Teodor Baconski, a mai existat și inițiativa lui Mihai Răzvan Ungureanu, deci vina este amestecată. De fapt, ține, cred, și de felul în care, în care este administrată această țară. Când nu e o urgență pentru că ai vot peste 2-3 săptămâni, nu se gândește nimeni la asta. Asta e una dintre problemele noastre. Nu avem capacitatea de a anticipa și atunci te trezești cu o lună înainte, vine votul și iar n-am făcut nimic. E ca iarna, nu-i ca vara, da? Cam totdeauna așa suntem surprinși. Luca, actualitatea politică este strivitoare pentru actualitatea, în general, comentatorii actualității. Ce ai fi vrut să evoci astăzi și n-am avut timp să vorbim pentru că vorbim de alegeri? Aș fi vrut să evoc, nu știu, festivalul filmului francez pe care n-am apucat să-l văd, sau festival. Te rog și să închide festivalul la astăzi seară, sâmbătă seară. Exact. La Institutul Francez din București. Aș fi vrut să vorbim despre multe alte lucruri, despre cei, nu știu, despre căderea zidului Berlinului. Se împlinesc 25 de ani. 9 noiembrie, am vorbit 89. Despre asta. Sper că la un moment dat să apucăm să vorbim, inclusiv în această emisiune, dar sunt sigur că tu o să o faci, despre cei 25 de ani de la Revoluție pe care i-ai trăit plenar. I-am trăit plenar în, cum zice francezul, în linia întâi, dar nu în loja întâi. Cum scăpăm de politică, clătindu-ne puțin creierii cu altceva? Ce ne propui? Știu că ești un om pentru care cartea, în sensul premier al cuvântului, este o prelungire a mâinii. Ce citești acum? Ai timp să citești? Ce citești? Sau film? De film nu te-am mai întrebat, că mi-ai răspuns deja. Nu, de film vreau, mi-am promis că pe 14 noiembrie, deci vineri, trebuie să merg la film, pentru că va fi premiera în România a noului Woody Allen, care așa se petrece în anii 30, în sudul Franței, e cu Colin Firth și am înțeles că e un grand cru, am înțeles că este un film excelent de la Woody Allen, care l-au văzut deja, amicul nostru Jean-François Perez l-a văzut deja și este un film foarte, foarte bun, deci cu două zile înainte de orice s-ar întâmpla, voi fi la film. Every Woody Allen is a grand cru, more or less. Luca, mersi mult. Îți doresc să ai timp să te duci la Woody Allen și să pui mâna pe carte. Vouă vă mulțumesc pentru prezența, ca de obicei, din ce în ce mai caldă și mai numeroasă. Prezența numeroasă nu se spune, dar ne înțelegem în limbaj mai special. Mersi, a fost bilanțul provizoriu al săptămânii semnat astăzi. Luca Niculescu, redactor șef RFI. Weekend plăcut tuturor, vă aștept, bineînțeles, sâmbătă viitoare, ora 10:10, numai aici, la RFI. Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don.